Bun venit la o nouă ediție a rubricii Apostolatul Digital. Astăzi schimbăm calimera și ne îndreptăm cu sufletul înmuiat de colinde spre poezia de bună calitate din mediul virtual în care zice că nu și-ar putea găsi un loc. Ei bine, există pe Facebook și pagini în care întâlnești versuri. Bună oară, Ștefan Zare este consilier cultural la Arhiepiscopia Bucureștiului, însă puțină lume știe că părintele posedă un instrumentar intelectual vast și scrie poezie de cea mai bună factură. Iată un exemplu. Îngerului îi curgeau nu lacrimi, ci picături din Marea Moartă. Capul îi stătea târnând pe aripi și zbura gâfâind și striga tot tăcând. Zborul tot mai indeșifrabil se desfăcea în silabe. Strigătul tot mai mut în tăceri adormea. Noima, înțelesul, șarada, nimeni nu le știe. Tu oare tu le deschizi? Îngerului îi curgeau în marea tot moartă nu lacrimi, ci picături de viață. Stând și bătând în poarta cetății, tu oare tu o deschizi? Cristian Baciu, profesor și traducător, autor de haicuri, lasă în spațiu dezbaterilor fără sfârșit din Agora Digitală această amprentă melodii gânditoare numită Rost. De ce plouă, de ce plouă, se întreba în gând copila. Rostul ploii e căderea, zise norul din văzduh. Picătura de pe nouri, boabă limpede, fragilă, cade alungită în dorul de a învia al tinei duh. De ce plângem, de ce plângem, se auzea șoptind copila. Rostul lacrimii pe ploapă de cădere se anină, ca o boabă în foc de apă, caldă, limpede, fragilă. Cade alungită în dorul de a spăla duhul de tine. De ce suntem, de ce suntem, îndrăznea rostind copil? Crucea rostului în om e înălțarea la lumină. Asta lacrimă de viață vie, tremurând fragilă, se alungește în dorul tare de a înălța duhul din tine. Iulian Toma, un obișnuit analizerilor de marketing și advertising, scrie o strofă gingașă contaminată de prezența inefabilă, dar ubicua moșului cel bun. Și dacă de Sfântul Nicolae. Și dacă ghete nu mai ai și sunt goi și pantofii, e ca în colin să te am și în dar să mi te apropii. Rămâneți pe frecvența Universul Credinței. La bună vedere!